era doar de vlogmasurile care începe în mașină. M-am întors acasă din vacanță și astăzi a fost prima zi înapoi la facultate. Sunt atât de obosită. Este ora 10:30 și m-am întors la facultate. M-am dus doar pentru un curs de 2 ore și după am venit acasă pentru că am de învățat și am programare la unghii. Abia aștept să mă duc la programarea la unghii. Mi se pare că a trecut atât de mult timp, deși nu a trecut atât de mult timp, doar că mi-a crescut foarte tare și abia aștept să mi le schimb. M-am plictisit de ele oricum. Ar trebui să plec de acasă pe la 1:30 ca să ajung la programare. Deci am timp să mănânc ceva pentru că nu am mâncat astăzi. Să învăț un pic, ai vrea să învăț. Și în timp ce învăț o să mi se încarce în programul de editat le pentru vlogmasul din seara asta pe care trebuie să-l edităm. De asemenea, îmi e dor de primele zile de vlogmas când aveam totul editat dinainte și trebuia doar să-l urc pe YouTube. Așa că o să încerc să mă mobilizez ca să iau din nou un pic de avans la vlogmas. Pentru că e foarte obositor să editez în fiecare zi și aș vrea să am mai multe gata, dar nu știu cum o să pot să fac asta. De asemenea, astăzi avem de filmat o campanie pe TikTok pentru o aplicație foarte mișto. Trebuie să fac și asta. Am fost la dentist pentru pregătirile dinainte de aparat. E minunată veste că nu pot să-mi scot aparatul pe 20 decembrie, așa cum stabilisem, și va trebui să aștept până în ianuarie, început de ianuarie, sper. Pentru că pe legă de vacanță, intră în vacanță laboratoarele care trebuie să-mi facă niște chestii pentru după aparat. Ideea e că nu pot să-l scot pe 20 decembrie. Abia așteptam, gen aveam un calendar 20 decembrie când scot aparatul și eram atât de entuziasmată. Sunt un pic dezamăgită, nu pot să zic că sunt așa de depresivă cum credeam că o să fiu, credeam că o să plâng, dacă mi se spune chestia asta. Dar am supraviețuit, n-am plâns. Abia așteptam să scap de el, nu-l mai suport. Și de asemenea trebuie să-mi port mai multe lasicile acelea care leagă partea de sus cu partea de lacrimi și porta mai des, așa pot să-mi scot săptămâna asta înainte să intre în vacanță laboratoarele, dacă are sens. Crede că te întorci în vacanță odihnit sau fresh, eu nu, eu sunt mai obosit decât atunci când am plecat, pentru că au fost foarte multe nopți nedormite una după alta, pentru că nu am recuperat somnul. Înainte de Viena am avut 2 nopți în care am dormit 2 ore pe noapte, să fiu la zi cu vlog, mă s-o să am meditat toată noaptea. Acum, înainte de Paris, a fost apogeul, pentru că seara înainte de seara în care am plecat, am văzut acelea când făceam bagaje și am dormit 2 ore, pentru că m-am dus la facultate, asta miercuri, spre joi. Și joi, spre vineri, am avut avionul și la ora 3:30 a trebuit să plecăm în aeroport, deci iarăși am dormit maxim jumătate de oră noaptea aia. Și abia aștept o zi din aia, cred că în weekend o să am o zi din aia în care pot să dorm, să nu mă trezesc la nicio oră, efectiv să mă pun în pat și să mă las și să dorm acolo toată ziua. Dar până în weekend o să fac mai multe cafele și o să supraviețesc. O să urc acasă, îmi descarc din cameră tot ce am depus în programul de editat până se încarcă învăț și... M-am oprit pentru ultimul brunch din Paris. La un cafea foarte drăguț, am făcut rezervare înainte ca să găsim loc și eu sunt baie, dar avem avionul la ora 7, ora din Paris, ajungem la avion și pe București și când ajungem acasă mergem să luăm pe auto. Am ajuns în aeroport, am trecut de partea cea mai grea, care este securitatea. Acum ne-am oprit la Fred, nu știu dacă știți, este destul de mare în Londra și în Paris, cred că are câteva locații. Ne-am luat ceva de mâncare. Am mai zburat din Paris spre București, dar parcă niciodată în partea asta de aeroport. Cred că arată foarte bine. Sunt înconjurată de bagaje. Avem o oră jumătate până ne îmbarcăm și o să ajungem în București la ora 11:30, cred. Trebuie să mergem să luăm pe auto. Asta e primul lucru pe care îl facem. I-am luat coafura de fată serioasă și m-am apucat de muncă. E așa soare afară, nici nu zici că sunt 2 grade. Am dormit un pic și acum mă duc la unghii. Am luat niște pantaloni de training, hanorac verde, căștile mari, pentru că mai găsesc căștile mici. Și bine stă părul. Mi se pare că stă foarte bine. Sper să apuc să termin de editat vlogul pentru seara asta, pentru că cred că am făcut niciun sfert. Și ora 12:30. Geanta.
telefon. Jos acasă de la unghii, îmi plac atât de mult, mi se pare că sunt atât de stilul meu, sunt extra și cumva potrivite pentru Revelion și Crăciun. Nu știu, îmi place foarte mult cum stă pe ele. Mă pun pe editat, am filmat un intro pentru vlogmasul pe care îl editez acum, respectiv vlogmasul de o parte din cel din Paris. Și mai am puțin. Sper să fie gata. E sigur, este gata la timp, de fapt nu mai am atât de mult. Este ora 19:22. Acum mi-am montat setup-ul. Filmez câteva secvențe pentru TikTok, numai bine până în ora 8, când o să se posteze vlogmasul de astăzi și vreau să intru live pe chat cu voi ca să vă răspund la comentarii. Mi-am dat seama că nu v-am arătat niciodată cum fac părul cu ondulatorul Fiverless, așa că vă arăt acum. Așa arată ondulatoarele, asta e varianta XXS, este mai subțire și asta e cel standard. Îmi pun aici un clește, îmi dau părul în jurul lui. Poate o să fac un tutorial dacă sunteți interesați, dar acum să vă arăt cum arată. S-a rămas spălat pe păr, deci sper că e uscat. E bine să puneți părul pe ondulatoare uscat, pentru că dacă aveți părul ca mine, nu mi se usucă. Dacă nu usucă înainte. O să filmez și un TikTok în același timp. Și așa arată părul la început, este foarte ondulat, dar o să-l pierdem să mai lasă puțin, dar uitați cât de frumos arată și nu este absolut deloc, cum să zic, și nu se electrizează, este cios și foarte moale. Dacă sunteți interesați, las un link în descriere cu site-ul și am și un cod de reducere de 10%. Este o nouă zi și m-am îmbrăcat, nu rămân așa de subțire îmbrăcată, o să-mi iau un hanorac peste. Dar merg la registrul comerțului. Pentru cine nu știe ce înseamnă, sigur nimeni nu știe ce înseamnă, nici eu nu știu ce înseamnă. Îmi fac firmă în sfârșit, îmi fac un SRL și trebuie să mă duc acolo ca să semnez toate actele în numele meu. Sunt foarte entuziasmată de acum să am o firmă. Mi se pare foarte tare. E ceva legat de lege și impozite și tot ce vedeți la mine, campanii făcute în online, toate trebuie impozitate la stat și asta fac pe firmă. În acesta au fi pe mine, mi-am dat seama că mi-este dor de vremea caldă de afară. M-am săturat să-mi iau 100 de straturi când ies. Și nici măcar nu a venit frigul ăla mare. O să-mi comand acum un număr pentru că nu am nicio idee unde... Hei, nu mai vedeți. Nu am nicio idee unde aș parca acolo, așa că o să-mi comand Uber. Las direct. E oricum aproape de casă. Și la întoarcere cred că mă bag la Mega Mall. Am venit la cumpărături și încercam niște tocuri. Și nu mă pot decide. Nu mă pot decide între stați. Cizmele astea lungi. Îmi place cum vin pe picior. Și mi se pare că arată bine, sunt foarte comode. Sau cizmele astea scurte, care sunt mai elegante și merg la petrecerea pentru care le cumpăr. Doar că alea lungi sunt mai utile în afara petrecerilor, adică le pot purta la facultate sau le pot purta prin oraș. Astea sunt mai mult pentru petreceri, cred eu. Adică sunt mai înalte. Dau pe astea. Și cred că o să luăm și pe celelalte, dar altă dată. Să le cerem la Moș Crăciun. Sunt puțin supărată pentru că în seara asta în care filmez clipul, nu am postat vlogmas pentru că am întâlnit la facultate și am stat să învăț. Și nu este gata de editat ca să pot să urc. Și pare rău că nu am urmat cu vlogmasul, dar asta este. Facultatea este totuși prioritate. Trebuie să-i scăr. Just how you're feeling, Nana.